Doamna doctor Amalia Angel, care de câte ori mă vede îmi spune: ești foarte bronzată, Diana. Da, și iată că îmi doresc să stau și astăzi la soare, dar odată cu soarele la pachet vin și ceva riduri. Cele de expresie se accentuează, altele noi se formează, că așa e treaba, n-avem cum. Dar există soluții, pentru că tehnologia și medicina avansează foarte, foarte mult, iar botoxul a devenit una dintre treburile foarte căutate. Zic bine, doamna doctor, bună dimineața! Corect, bună dimineața și bine v-am găsit! În față a zis că ești foarte frumoasă și la final așa puțin bronzată. Puțin. Ridurile, într-adevăr, ai spus foarte corect, soarele deshidratează pielea și mai mult decât atât o îmbătrânește. Asta, da, o piele... Uitați-vă la mine, adică nu e că mai am un pic să se mănc un șarpei, dar e ok. Despre botox, așa cum știi, îl folosim pentru a șterge ridurile de expresie. Da. Ridurile pe care noi le formăm atunci când avem o mimică, uneori, adesea exagerată, fie că ne încruntăm și suntem concentrați sau ne mirăm, sau chiar zâmbim foarte mult și face ridurile în exterior. Exact. Astea sunt cele mai des întâlnite, cred, nu? Inclusiv ridurile dintre sprâncene. Pentru cei care sunt mai... concentrați, exact, exact. Pe de altă parte, acum știm că se mai zice tot așa că ți-ai pus botox în buze. Nu există. Da, chiar vreau să, vreau să demontăm câteva chestii, pentru că sunt ceva expresii ce nu sunt folosite corect, cum ar fi asta. Corect. Este... ți-ai pus niște botox în buze. Corect. Dacă ai pune botox în buze, ce s-ar întâmpla? S-ar întâmpla ceva de rău cu mușchiul acesta, care este mușchiul orbicular. Deci, toxina botulinică relaxează musculatura pentru o perioadă de timp, 4-6 luni. Prin urmare, noi trebuie nu să știm... Exact. Sau s-ar mișca asimetric, hipoton, deci ar fi ceva groaznic. Deci nu există. Nu, deloc. Este acid hialuronic ceea ce folosim noi în buze. Deci pentru corectarea unor imperfecțiuni sau pentru volumizarea buzelor folosim acid hialuronic. Doar acid hialuronic. Iar botoxul îl folosim în care dintre zonele feței? Între sprâncene, da, aici, glabele, pe frunte, pe frunte și în exteriorul ochilor. Da? Aici. Acestea sunt cele trei zone autorizate și avizate pentru uzul toxinei botulinice. Restul, pentru că iară știți că mai sunt tot felul de lucruri pe care le putem îmbunătăți, să zicem. Exact. Sunt niște încercări și evident ne asumăm unele riscuri, dar aici toxina botulinică injectată corect, are niște rezultate spectaculoase. Vorbim de corect pentru că sunt cazuri în care am văzut, bănuiesc că dumneavoastră mai mult decât mine, se injectează prea mult. Corect, așa este. Și rămâi cu o față care nu se mai mișcă, practic, n-are niciun soi de expresie, exact. Nu zic bine? Și mai mult decât atât, exact, asta este o reacție pe care o putem obține atunci când injectăm o cantitate, cum spuneai, mai mare de toxină botulinică și ne pierdem total expresia. Sau, da, se mai întâmplă și erori de tehnică, să spun așa, atunci când ne mai cad ploapele. Din păcate, avem nevoie, da, de o tehnică extrem de corectă și de precisă pentru acest tratament. Iar rezultatele sunt absolut spectaculoase. Singurul lucru pe care poți să ți-l asumi atunci când mergi să injectezi toxina botulinică este o minimă asimetrie. Ce poate întâmpla, exact, nu? Să iasă o sprânceană. Corect, să se... corect. Pentru că mai scapă niște fibre ale frontalului, da? Și, prin urmare, asta este singurul lucru pe care ți-l poți asuma. Și, bineînțeles, micile echimoze, dar atât. Echimoze înseamnă nici vânătăi, exact, ce se pot întâmpla la înțepătură, exact, nu? Exact, exact. Dar în rest nimic. Absolut. Se relaxează chipul, arăți strălucitor, exact, odihnit, exact. Dormi, nu dormi, ești așa odihnit. Trebuie să arăți, ai spus extrem de bine. Arăți odihnit, exact, nu trebuie să vadă, da, așa de la ușă, da, ți-ai pus botox. Nu, trebuie să spună ce ți-ai făcut, arăți extrem de bine. Unele doamne sunt foarte speriate de faptul că dacă nu vor mai folosi botoxul, toxina botulinică, după ridurile se vor accentua mult mai tare. E adevărat este sau fals? Un mit, da? Pentru că noi, relaxând musculatura, ne dezobișnuim de mimica respectivă, da? Și nu vom mai forma ridurile, da? Hai să vă dau exemplu meu, pentru că toată viața am fost așa încruntată, concentrată, că de asta am zis de ridurile dintre sprâncene. Cred că mi-am făcut, nu știu, de 4-5 ori toxină botulinică în 15 ani. Da? Pentru că nu mă mai încrunt. Deci au dispărut iar eu m-am dezobișnuit, da? Să mă mai încrunt, să mă mai mir excesiv și am învățat să vorbesc, da, folosind organul respectiv. Prin urmare, nu mă mai încrunt și relaxarea o putem susține în timp. Pe de altă parte, bineînțeles, dacă îți dorești o frunte relaxată, indicația de reinjectare este cam la 4-6
luni. Nu mai devreme, nu? No. Niciodată mai devreme de 4 luni. Există baby botoxul ăsta care se face un pic mai light sau cum se numește? Baby botox este o relaxare destul de superficială și în fapt noi nu aducem această hipotonie pe mușchi. Noi trebuie să injectăm corect intramuscular astfel încât să avem rezultatul cel mai bun. Și să avem o față odihnită și să arătăm bine, nu e așa, doamna doctor? Asta este. Mulțumim din suflet că ne-ați mai lămurit câteva lucruri legate de cum să ne facem noi mai frumoase, să arătăm bine, să vină prinț pe cala, nu cred că, nu, mi-a zis Bianca ceva, dar vreau acum să mai îmi spun odată ce se întâmplă cu săgetătorul, că era ceva cu o parte de asta, dar nu mai știu exact ce, Bianca.